Bursa Mărțișorului, eveniment organizat de Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Hunedoara, și-a deschis porțile astăzi la Petroșani. Peste 850 de persoane aflate în căutarea unui loc de muncă au fost prezente, aproape 300 au fost selectate în vederea încadrării în muncă și peste 100 au fost angajate pe loc. Așa cum v-am obișnuit, în fiecare an organizăm Bursa Mărțișorului. De data aceasta am debutat la Petroșani astăzi. Avem în acest moment în sală 54 de angajatori care au confirmat prezența la acest eveniment, cu un număr total de 547 de locuri de muncă vacante în toate domeniile, inclusiv studii superioare. Iar din ceea ce privește persoanele participante, avem în jur de 800-900 de persoane convocate. Să nu uităm că noi, în evidență, la JFM, pe zona Petroșane avem aproape 1000 de șomeri, mai avem Lupeniu și Vulcanul. Avem persoanele de la venitul minim garantat, care la fel trebuie să-și caute un loc de muncă și încercăm să le oferim un loc de muncă sau un curs de calificare. Sperăm la finalul acestei acțiuni să avem rezultate bune pentru oamenii care astăzi își caută un loc de muncă. Ce înseamnă bursa locurilor de muncă aici la Petroșani pentru un angajator? Oportunități pentru găsirea unor angajați, adică diversitate în asta, pentru că altfel e destul de greu să-i găsești pe oameni. Dar așa, vin aici, povestim, fiecare își expune ce are de oferit și ce are de dat și așa ne... Încercăm să ne găsim oamenii potriviți și ei locul de muncă potrivit. Sper din suflet să găsim oamenii potriviți pentru compania noastră. Avem nevoie de economiști buni și de agenți de vânzări. Din păcate, forța de muncă pe partea asta este mai slabă, dar de aia venim aici și căutăm tinere talente. Au venit, au trecut multe persoane, însă doar pe agent de vânzări, pe economiști încă nu am avut nimic. Dar suntem optimiști. La Bursa Mărțișorului organizată de către AJFM Hunedoara la Petroșani au participat peste 850 de persoane aflate în căutarea unui loc de muncă din toate localitățile Văijiului, având puse la dispoziție aproape 550 de locuri de muncă. Au fost selectate 285 de persoane în vederea încadrării și au fost încadrate în muncă 103 persoane, dintre care două persoane cu studii superioare. Ce înseamnă Bursa Locurilor de Muncă pentru dumneavoastră? Pentru mine ar fi un succes în viață. De 20 și ceva de ani tot a fost ani de zile ca agent de securitate și acum încercăm din nou, dacă avem o șansă. Am completat ce am avut de completat pentru angajare. Ce loc de muncă ați dori să vă găsiți? Mie indiferent, că nu-s cu pretenții. De ani de zile tot lucru. De unde sunteți? De Lupeni. Când caut loc de muncă de mult și eram în foaie de boală și acum caut, am nevoie de ceva ușor, cameristă, ceva, pensie de boală, în social, ajutor social. Și v-ați hotărât să vă încadrați în muncă? Da. Foarte frumos, după câți ani? Chiar dacă, după 6 ani de social, că eram în foaie de boală, așa cu inima, cu sânt, cât de cât, îmi place să muncesc. Trebuie să muncim, că altfel... Acasă nu se mere. Cât pot să muncesc, muncesc. Am venit să vedem exact care e piața locurilor de muncă din Petroșani. Momentan studiem, vedem. Nu. Aveți nevoie de forță de muncă sau vreți să vă angajați? Am și nevoie de forță de muncă și ar vrea să văd exact care ar fi persoanele interesate. Vârsta lor m-ar interesa pentru construcții. Următoarele etape ale Bursei Mărțișorului vor avea loc la Deva în data de 11 martie și la Hunedoara în 15 martie.